Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Poftă bună la cafea, poftă bună la micul dejun! Bitcoin tot la mustață cu 35.000. Bitcoinul tot bullish. Vreau să vă reamintesc că anul acesta am avut 3 corecții semnificative, de aproape 20% fiecare corecție. În clipa de față sunt cu ochii pe piață foarte, foarte atent, pentru că trebuie să știu ce fac. Dacă ies din poziții, dacă intru short, dacă intru long, e foarte important să știu lucrul ăsta. La 34.100, dacă Bitcoin se duce în zona aia și scade, voi considera să mă poziționez short pe anumite monede, pe anumite portofolii. Dacă Bitcoinul trece de 35.380, da, și văd că face treaba asta cu elan, atunci voi rămâne în continuare în pozițiile în care mă aflu și voi considera dacă voi intra și în altele tot long. În clipa de față mă uit cu mare atenție și la Polkadot, care este deja $5, a revenit peste pragul ăsta psihologic sub care a stat destul de mult. Mulți mi-au scris că Daniel, dar Polkadot nu are performanțe notabile acum, că nu știu ce. Polkadotul este aproape 40% față de minimele înregistrate acum puțin timp, adică nu vorbim de o perioadă lungă. Vă reamintesc că în 19 octombrie el înregistra 3,544. De acolo până aici avem o creștere de 40%, oameni buni, da? 40% în cât? 19 zile? Nu știu ce business-uri, nu știu ce afaceri generează genul ăsta de randamente în așa scurt timp. De asemenea, randamentul Polkadot este mai bun decât randamentul Bitcoin în ultimile 19 zile. Matematic. Pentru cei care se întrebau de ce a crășuit atât de mult Polkadotul în octombrie, este pentru că au fost eliberați de la staking aproape 120 de milioane de monede, care se vor întoarce acolo. De asemenea, am spus ieri și pentru comunitatea premium, ceva crucial pentru Polkadot ar fi dacă vor vota în GitHub comunitatea lor tehnologică ca ce obțin ca profituri pe core time, ca Polkadot, da? Fiurile de acolo să fie arse. Chestia asta ar genera o creștere mai accelerată a prețului. Deci cel mai mare dump pe Polkadot din ultimii 2-3 ani tocmai a trecut. Din punctul meu de vedere, Polkadotul semnalizează ceva solid, acum trece de 200 moving average pe daily, da? Asta este un pas foarte bullish. Hai să-l vedem și pe weekly. Pe weekly are o rezistență majoră la 5381, este 20 moving average-ul. Da? Se va duce acolo, se va lupta cu această rezistență. Începeam acest episod în care vă spuneam că am avut 3 corecții anul ăsta. În fiecare trimestru, am putea spune, Bitcoinul a avut o corecție. Iar acum, da, clar, piața este într-o evoluție foarte bullish. Am văzut tot felul de clipuri pe internet cu oameni care declară am intrat în bull market. Bitcoin nu este în bull market de ceva timp, de aproape 11 luni, pentru cine n-a remarcat. Bull market-ul nu înseamnă neapărat întotdeauna 1000x, 5000x, sute de x-uri. Bull market-ul poate însemna și ce se întâmplă acum, da? Dacă vă uitați și la stock market, sunt diferențe între evoluția care a avut-o, de exemplu, Nvidia anul ăsta și evoluția pe care a avut-o Apple anul ăsta sau Google sau Microsoft. Da? Sunt evoluții diferite. Dar, vă repet pentru cei care nu știți, bull market înseamnă când prețul unui asset are o creștere mai mare de 20% pentru o perioadă mai lungă de 2 luni de zile. Da? În cazul de față, cam întreaga piață cripto înregistrează creșteri de genul ăsta. Bine, avem și excepții care s-au dus la stele, târâbâu sau alte monede. Revenind la poziționarea în piață, vă reamintesc că suntem într-o zonă de take profit. Da? Cei care au intrat la 16.000 în Bitcoin pot vinde liniștit acum pentru că cu siguranță vor putea cumpăra puțin mai jos.
cei care se așteaptă să cumpere totuși la 20.000 sau la 15.000, trebuie să știți că fără un Black Swan event, da, fără ceva extraordinar, cum a fost în martie 2020, nu văd raționamentele să ne ducem în acea zonă de preț. O altă chestie notabilă pentru Bitcoin, am pus-o și într-un short, am pus-o și pe Twitter, este faptul că în clipa de față are un record peste 8 milioane de adrese, 8 milioane de adrese individuale de portofel de Bitcoin dețin mai bine de 1000 de dolari fiecare. Bineînțeles că în astea 8 milioane sunt și aia care au zeci de mii de Bitcoin, cum e MicroStrategy sau nu știu, alții. În România, statistic, nu știu cine deține Bitcoin, cine deține mult. Am așa câteva idei, dar nu o să vorbesc niciodată public despre treaba asta, pentru că nu e treaba mea. Dar m-ar bucura să fie cât mai mulți români care dețin niște Bitcoin acolo. Vreau să vă spun că ne apropiem cu pașma de începerea acelui de trading show. Și vreau să vă spun că acest show va fi vizibil în mare parte din timp doar pentru cei care ați dat subscribe, sunteți abonați al canalului, nu mă refer la comunitatea premium, pentru că cei de acolo vor primi și mai multe chestii în plus. Dar mă refer gen că undeva la 30% din urmăritorii mei nu sunt abonați, cei care vedeți clipurile. Și dacă vreți să vedeți The Trading Show, va fi bine să-l vedeți. The Trading Show nu va fi făcut literalmente total de mine. Voi avea parteneri, voi avea trader, voi avea analiști, vom avea economiști, vom avea foarte mulți oameni care vor ajuta. The Trading Show este un show pentru români, în primă fază, da? Prin care vrem să aducem un aport ca și educație, ca și conținut educativ, da? Să generăm profituri. The Trading Show, chiar dacă veți face bani de pe urma noastră, da? Nu o să vă cerem bani în schimb. Pentru că îmi doresc să contribui social cu ceva. Și dacă eu știu că pot să ajut într-un fel sau altul cu mintea mea, atunci eu sunt mulțumit. În altă ordine de idei, vă reamintesc, site-ul meu oficial este mihaidaniel.ro. Atenție, nu vă contactez. Iarăși este explozie de conturi clonă, de oameni care vă scriu pe Twitter, pe Telegram, pe Instagram. Deci eu nu vă contactez, nu vă scriu, nu vă cer bani, nu vă propun afaceri, rachete. Nu, totul este aici public pe canal. Dacă am ceva de spus, o să vedeți pe canal. La mine pe site găsiți ambele cursuri. Am integrat și cu TBI Bank, astfel încât la vremuri grele să puteți cumpăra educația și în rate, da? Puteți plăti în 4 rate cu 0 dobândă, 0% dobândă. În rest, vă doresc o zi minunată, aveți grijă de voi, să vă luați profiturile cei care sunteți pe profit. Nu vă lăsați controlați de emoții, pentru că piața nu pleacă de aici, oportunități sunt tot timpul. Toate cele bune, multă sănătate!